Două evenimente au marcat ultima partidă astăzi, cea cu Ceahlăul. Patronul Nicolae a aterizat la Piatra Neamț cu elicopterul, iar antrenorul Florin Marin și-a făcut debutul în Liga 1 după 5 ani. În rest, la capitolul fotbal, în teren, lucrurile au fost destul de liniștite, cel puțin în prima repriză. Oricum, Astra a luat 3 puncte și rămâne virtual în lupta pentru titlu, ceea ce l-a determinat pe Florin Marin să declare: "Ne gândim la titlu, dar momentan vrem să ne consolidăm poziția secundă. Sunt mulțumit de cum au răspuns băieții la cererile mele." Astra merge sâmbătă la Brașov pentru 3 puncte, altfel pierde definitiv cursa cu Steaua. Lotul giurgiuvenilor este în mare același ca la ultimul meci, loc pe banca de rezervă fiindu-i asigurat lui Budescu, admonestat cu nota 4 de către ProSport pentru prestația din partida cu Ceahlăul. Meciul Astrei de duminică va începe la 18:30 de minute, iar de la 21 CFR Cluj întâlnește Petrolul. Asta după ce sâmbătă sunt programate întâlnirile dintre FC Botoșan, Corona Brașov și Politimișoara Steaua. În clasament, Steaua conduce cu 61 de puncte, urmată de Astra cu 53, Petrolul cu 48, pe locurile 4 fiind Vaslui cu 42 și Dinamo cu 40 de puncte. În coada clasamentului este Viitorul Constanța cu 23 de puncte și ca și retrogradată Corona Brașov cu 13 puncte.